Grată asistență, stimați colegi, stimați oaspeți, noi astăzi participăm la susținerea tezei ședinței Comisiei de Susținere Publică, susținerea tezei a doamnei doctorantei Anna Popa. Deci, membrii Comisiei, Odrug Nicolae, în prezent, care mă vedeți, președintea Comisiei, Tatiana, secretar, Talmaci Cornelia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, disciplină de sinteză clinice, specialitatea boli interne, doamna profesor Caproș, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, disciplină de sinteze clinice, specialitate 321.01 boli interne, 321.03 cardiologie, conducător științific. Țernă Eudochia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, disciplină de sinteze clinice, specialitate 321.01 boli interne, pulmonologie, USMF, Nicolae Testimițanu. Referenți oficial. Domnul Mihaiescu, domnul profesor Mihaiescu Traian, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, specialitatea pneumologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigorie Popa, Iași. Mitu Florin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea cardiologie, UMF Popa, Iași. Alexandru Corlăteanu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, disciplină de pneumologie și alergologie, șifră 321.01, boli interne, pulmonologie, USMF Nicolae Testimițanu. Se propune să începem ședința, pentru aceasta vă cer acordul. Toți suntem de acord. Mulțumesc. Pentru a prezenta dosarul pretendentii, cuvânt se oferă doamnei secretar, doctor în științe medicale, conferențial universitar, Cornelia Talmaci, care va prezenta datele din dosarul personal al doamnei Anna Popa, competitor la onorată asistență, confirm prezența în dosar a pretendentei tuturor actelor necesare, fără enumerarea acestora, deoarece dosarul este pe masă, dacă cineva dorește să o vizualizeze, precum și corespunderea acestora cerințelor prezentului regulament privind susținerea tezei de doctorat a școlii doctorate. Menționez că sunt respectate cerințele față de credite, publicații și prezentări științifice la tema tezei, conform programului de doctorat, precum și rezultatele verificării, similitudinilor și ajustările ulterioare. Toate documentele corespund exigențelor de completare acestui dosar, iar întrebări din partea secretarului către calitatea și conținutul acestor documente nu sunt. Mulțumesc! Au apărut careva întrebări la doamna secretară? Întrebări? Nu au apărut. Atunci permiteți-mi să invit la tribună pe Anna Popa, doamna doctor, care cu parcursul a până la 20, maxim 30 de minute, va expune succint rezultatele științifice ale tezei de doctor în științe medicale. Vă rog frumos! Stimate domnule președinte, stimate membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistent, prezint atenție dumneavoastră rezultatele cercetării din cadrul tezei de doctor în științe tematica comorbidități cardiovasculare la pacienții cu propriu-pneumopatie obstructivă cronică în exacerbare. Comorbidățile cardiovasculare la pacienții cu propriu-pneumopatie obstructivă cronică reprezintă cauze importante de morbiditate și mortalitate în lume, cu un impact economic sesizabil asupra sistemelor de sănătate publică la nivel mondial.
Prevalența medie estimată a bronhopneumopatiei obstructive cronice în ultimii 10 ani a fost la nivel de 13,1%. Frecvența bolilor cardiovasculare în bronhopneumopatie obstructivă cronică variază de-a lungul studiilor, depinzând în principal de severitatea bolilor, numărul de comorbidități, cohortele recrutate pentru studiu, metodologia utilizată, astfel încât frecvența comorbidităților cardiovasculare ca hipertensiune arterială a variat în unele studii de la 28,5% la 64,7%. Prevalența bolilor acute coronariene de la 20% până la 60%, aritmii de la 5% la 30%, iar insuficiența cardiacă de la 7% la 42%. Actualmente, în lume, bronhopneumopatie obstructivă cronică este una dintre primele 3 cauze de deces, iar în 2019 aceasta provocând 3,23 milioane de decese. Aproape 90% din decesele pacienților cu bronhopneumopatie obstructivă cronică sunt atestate la persoanele de sub 70 de ani, locuitori al țărilor cu nivele de venit mic și mediu. Morbiditatea populației Republica Moldova înregistrată în ultimii ani denotă creșterea prevalenței și incidenței bolilor cardiovasculare, dar și mai mult a bolilor respiratorii. În structura mortalității, principalele cauze de deces în Republica Moldova, în 2021 au fost bolile cardiovasculare 53,2%, iar bolile aparatului respirator, bolile nespecifice aparatului respirator au constituit 4,4%, dintre care bolile obstructive pulmonare 32,8%. Republica Moldova a intrat în top 20 de țări cu cel mai mare număr de decese a bronhopneumopatiei obstructive cronice anii 2001-2010. În baza analizei literaturii, constatăm puține studii care au fost concentrate asupra prevalenței comorbidităților cardiovasculare la pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică în exacerbare, prezentând dovezi privind interacțiunea căilor fiziopatologice care caracterizează fiecare boală. Este neelucidat impactul comorbidităților cardiovasculare asupra exacerbărilor și supraviețuirii pacienților cu boală pulmonară obstructivă cronică. Astfel ne-am propus următorul scop de a evalua comorbiditățile cardiovasculare la pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică în exacerbare și de a elabora un algoritm de diagnostic precoce a riscului de apariție a complicațiilor cardiovasculare la pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică. Pentru realizarea acestui scop, ne-am trasat următoarele obiective: de a studia parametrii clinici și paraclinici relevanți în stratificarea pacienților cu bronhopneumopatie obstructivă cronică în exacerbare, a identifica factorii de risc, cei respiratori și cardiovasculari, în funcție de stratificarea pacienților cu bronhopneumopatie obstructivă cronică în exacerbare. Un alt obiectiv a fost evaluarea frecvenței comorbidităților cardiovasculare și asocierea acestor comorbidități cu variantele clinice ale bronhopneumopatie obstructive cronice în evaluarea personalizată a fiecărui pacient. Examinarea impactului comorbidităților cardiovasculare asupra ratei de mortalitate și de reinternări până la un an după externare și crearea unui model de predicție în probabilitate de supraviețuire a pacienților cu bronhopneumopatie obstructivă cronică asociată cu bolile cardiovasculare a fost obiectivul numărul 4. Și elaborarea unui algoritm de diagnosticare precoce a evenimentelor cardiovasculare majore la pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică asociată cu boli cardiovasculare, cu stabilirea factorului pronostici de risc, precum și stabilirea sferelor de impact major al comorbidităților cardiovasculare asupra pacientului cu bronhopneumopatie obstructivă cronică. În prezentul studiu au fost incluși 426 de pacienți care au fost internați pentru exacerbarea bronhopneumopatie obstructive cronice în perioada anilor 2015-2019 în Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, Institutul de Ftiziopulmonologie Kirill Draganiuk și Institutul de Cardiologie. Pacienții au fost inclus în studii în ordinea internării și în baza consimțământului informat aprobat de Comitetul de Etică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stestinița. După cum am menționat, au fost incluși 426 de pacienți cu bronhopneumopatie obstructivă cronică în exacerbare, vârsta pacienților mai mare sau egală cu 25 de ani. Toți pacienții au fost investigați conform protocoalelor internaționale și naționale
evaluarea pacienților a constat în clasificare și stabilizarea conform GOLD 1.4, de semne evaluarea combinată după grupare ABCD, a fost efectuat examenul clinic, determinând gradul de dispnee la fiecare pacient după scala MRC și de semne indicele de masă corporală. A fost efectuate investigații paraclinice de laborator, hemoleucograma, coagulograma, spectrul lipidic, glucidic, variabile biochimice, proteina C-reactivă, lada, sat, fibrinogen, creatinină și biomarkerii cardiaci, troponină și peptidul natriuretic. Examenul imagistic pulmonar a inclus radiografia pulmonară și broncoscopie, iar evaluarea pulmonară funcțională a fost efectuată prin intermediul spirometriei. Evaluarea funcției cardiace a fost efectuată prin electrocardiografie, ecocardiografie și coronară angiografie. Investigații suplimentare au fost efectuate pulsoximetria, determinarea echilibrului acidopazic și testul de mers 6 minute. Iar impactul comorbidităților cardiovasculare din exacerbare și asupra supraviețuire a fost studiat prin intermediul indicelor codic și indicelor ceasului. Lotul total a fost divizat în două loturi, lotul 1, 218 pacienți cu broncopneopatie obstructivă cronică, și lotul 2, 208 pacienți cu broncopneumopatie obstructivă cronică asociată cu boli cardiovasculare. Monitorizarea pacienților a fost timp de un an, iar ca puncte finale am avut de evidenția factorii de risc, exacerbările, respedalizările de cauză cardiovasculară sau broncopneumopatie obstructivă cronică, de a evalua frecvența comorbidităților cardiovasculare, decesele de cauză cardiovasculară sau respiratorii și dezvoltarea modelului predictiv pentru probabilitatea de supraviețuire a pacienților cu broncopneumopatie obstructivă cronică și comorbidități cardiovasculare. Toate datele au fost analizate statistic utilizând statistica descriptivă, regresia lineară, analiza corelativă. Iar în final a fost elaborat algoritmul de diagnostic precoce al evenimentelor cardiovasculare majore la pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică asociată cu comorbidități cardiovasculare. Criteriile de includere în studiu au fost pacienții sex masculin-feminin cu vârsta mai mare sau egal cu 25 de ani, un istoric stabilit de broncopneumopatie obstructivă cronică pentru minim 12 luni de orice severitate, un raport VEMS la capacitate vitală mai mult de 70%, fumători sau ex-fumători cu un istoric de fumat de cel puțin 10 pachete pe an, rezultatul testului broncodilatator mai puțin sau egal cu 15% sau 200 ml, pacienții la care s-a putut efectua anamneza, completarea chestionarului, examenul fizic, investigații paraclinice și, desigur, acordul informat al pacientului pentru includerea în studiu. Criterii de excludere au fost pacienții la care nu s-a putut efectua anamneza, completarea chestionarului, examenul fizic sau investigațiilor paraclinice, diagnosticul de cancer curent sau în ultimii 5 ani, pacienții diagnosticați cu pneumonie, tulburări sau boli care pot duce la afectarea funcției pulmonare, ca cele chirurgicale pulmonare, neoplasme pulmonare, boli pulmonare interstițiale, accese pulmonare, pneumonie, ovare, cicatrici post-infecțioase, post-operatorii, atelectazii pulmonare, fibroze de radiație, lifozomă pleurală. Disemne insuficiența cardiacă cronică pată mică, persoanele care și-au exprimat dezacordul de a participa în continuare în studiu, dorința pacientului de a ieși din studiu și femeile care sunt însărcinate sau alăptează. Urmărind obiectivele sub menționate, am obținut următoarele rezultate al cercetării. Au fost investigați, după cum am menționat, 426 de pacienți cu broncopneumopatie obstructivă cronică, dintre care bărbații au predominat comparativ cu 62,91% de bărbați, 37,09% de femei. Vârsta medie a pacienților a variat între 25 și 82 de ani, iar valoarea medie a fost a constituit 64,48, cu o frecvență maximă de 60-70 de ani, care a constituit 37,56%, bărbații fiind mai tineri decât femeile. În funcție de designul studiului, după cum am spus, total a fost divizat în lotul 1, care a constituit 51,9% de pacienți cu broncopneumopatie obstructivă cronică și lotul 2, 48,82% cu broncopneumopatie obstructivă cronică asociată cu comorbidități cardiovasculare, diuretică coronarială. Omogeneitatea loturilor comparate a fost demonstrată prin studierea prospectivă a datelor demografice, mediului de trai, mediului de activitate, a vârstei și raportului bărbați-femei identic. Proporția
predominantă a pacienților din lotul total clasificați în funcție de trăsăturile fost reprezentate de categoria B, spre deosebire de categoria C sau D. 40,4% categoria B, 33,8% categoria C și categoria D, 25,8%. Aceeași tendință s-a observat și la pacienții din loturile 1 și 2 de comparați. Au predominat pacienții din categoria B în comparație cu categoriile C și D. Repartizarea pacienților cu broncopneumopatie obstructivă cronică conform categoriilor și gender a relevat o proporție egală între secții în categoria B și predominarea bărbaților în categoria C și D. 63,19% versus 36,8% în categoria C și 76% versus 25% în categoria D. Rata exacerbărilor a fost calculată în baza numărului de exacerbări pe an, mai puțin sau egal cu 2 exacerbări și mai mult sau egal cu 3 exacerbări. Rata exacerbărilor pe an mai mult sau egal cu 3 la pacienții din lotul 2 a fost mai mare decât la cei din lotul 2, 74% versus 63%, iar rata exacerbărilor pe an mai puțin și egal cu 2 a predominat la pacienții din lotul 1 față cei din lotul 2. Indicii ventilației pulmonare, studiați în dependență de gradul de reglare a permeabilității broncii la pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică, ne demonstrează alterarea funcției respiratorii externe și gradele de severitate a obstrucției bronșii. Dereglarea permeabilității bronșii a fost confirmată prin diminuarea constantelor dinamice pulmonare. Vemsul atât la pacienții din lotul 1, cât și la pacienții din lotul 2. Investigațiile imagistice, și anume radiografia toracului, a pus în evidență desenul broncovascular accentuat în arele inferioare, îngroșarea peretului broșii, reacțiile parahilare la toți pacienții, fără diferențe pe loturi de comparație. Hiperinflația pulmonară cu o aplatizare hemidiafragmă a fost depistată la 57,7% din pacienți, iar cardiomegalia la 43% de pacienți, cu predominarea la pacienții din lotul 2, 51% versus 34% din lotul 1. Examenul broncoscopic efectuat în cazuri selectate la 154 de pacienți a permis vizualizarea stării mucoasei bronșice și identificarea caracterului procesului inflamator în bronhi. Depistându-se endobronșita caterală în 14% de cazuri, bronșita mucopurulentă în 16% și atrofia bronșică în 7% de cazuri. A fost analizată și datele comorbidităților generale. Astfel s-a identificat prezența următoarelor maladii. Diabetul zaharat la 22%, obezitatea la 25% de cazuri, dislipidemia la 23%, patologia sistemului nervos reprezentată de encefalopatie, depresie sau demență la 22%, patologia aparatului digestiv reprezentată de ulcer digestiv sau hepatite cronice la 13%. Nu s-a observat nicio diferență importantă la nivel și de sex și de vârstă. Analizând factorii de risc cardiovascular la pacienții din studiu, am estimat valorile riscului raportul șanselor, cu dovezi pertinente de asociere pozitivă între factorii de risc ca tabagismul, obezitatea, diabetul zaharat, dislipidemie și prezența bolilor cardiovasculare la acești pacienți. Analiza evaluarea comorbidităților generale a fost efectuată și prin intermediul indicilor de comorbiditate Charles și Scorul Codic. Atât indicile de comorbiditate Charles, cât și Scorul Codic au atestat valori semnificativ mai mari la persoanele din lotul 2 față de lotul 1. De asemenea, au fost efectuați marcheri de laborator la pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică. Rezultatele investigațiilor paraclinice au evidențiat o leucocitodă înregistrată la majoritatea pacienților, fără diferență statistică între ambele loturi, dar cu un nivel al nesegmentatelor și un VSH mai mare la persoanele din lotul 2 comparativ cu lotul 3. Eozinofilia, la fel un marker de laborator, a fost atestată la doar 17,84% și a prevalat la pacienții din lotul 1 spre deosebire din cel de lotul 2. Nivelul mediu a raportului neutrofile leucocite
a fost de 0,74 și a fost semnificativ mai mare la pacienții din lotul 1 comparativ cu pacienții din lotul 2. Parametrii biochimici relevanți la pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică care au demonstrat prezența procesului inflamator în ambele loturi au fost creșterea concentrației de proteină C reactivă SRC în lotul 1 semnificativ mai mare în comparație cu lotul 2, 9 versus 3,92 mg/L, și a fibrinogenul fără diferențe de grup. Investigarea biomarkerilor cardiaci la pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică pentru stratificarea pacienților în exacerbare a constituit un obiectiv primordial în studiul nostru. Astfel a fost efectuată troponină prin metoda imunocromatografică și peptidul natriuretic prin metoda de electroimunoluminescență. Creșterea troponinii cardiace în lotul total a fost observată la 22% dintre pacienți. Distribuția pacienților în funcție de valoarea troponinii a relevat faptul că mai mulți pacienți din lotul 2, spre deosebire din cei din lotul 1, au avut acest marker crescut. Efectuarea analizei Box-Wishart privind valoarea troponinii a confirmat această diferență statistică între aceste loturi de comparație. Distribuția pacienților în funcție de troponina cardiacă și categoriile broncopneumopatie obstructive cronice a arătat că pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică din grupul D au avut troponină pozitivă mai frecvent decât pacienții din grupurile B și C. Un alt biomarker cardiac investigat a fost BNP-ul. Concentrația de BNP a crescut la 23% din pacienți din lotul total. Nivelul valorii medii fiind de 631,05 pg/ml. S-a relevat faptul că mai mulți pacienți din lotul 2 versus lotul 1 au avut acest marker cardiac mărit. De asemenea, diferența statistică între valoarea BNP, s-a determinat o diferență statistică între valoarea media BNP la pacienții din lotul 2 și lotul 1. Distribuția pacienților cu broncopneumopatie obstructivă cronică din lotul 2 în funcție de BNP și de grupurile BCD a relevat predominarea pacienților din grupurile B versus grupurile C și D. Analizând troponina și BNP, utilizând curba ROC, care a arătat că valoarea BNP se regăsește deasupra diagonalei principale cu ARI de 0,867, deci o performanță mai bună decât troponina, care are o ARI scurtă de 0,468. Studierea comorbidităților la pacienți cu broncopneumopatie obstructivă cronică a relevat faptul că 48,82% dintre pacienți cu broncopneumopatie obstructivă cronică evoluția a fost combinată cu comorbidități cardiovasculare. Hipertensiunea arterială fiind atestată la toți pacienții. Dintre aceștia, 77% au prezentat angină tipică stabilă de EPOD clasa funcțională 2, 24% infarct miocardic vechi, 86% insuficiență cardiacă cronică, mai frecvent insuficiență cardiacă 2 mică, iar 20% au fost supuși revascularizării miocardice. Manifestările cardiovasculare prezente la pacienți cu broncopneumopatie obstructivă cronică și comorbidități cardiovasculare au fost constatate și prin modificările de la electrocardiograme. Astfel, caracteristicile electrocardiograme de cord pulmonar care s-a manifestat prin prezența aspectului de pe pulmonar, axie S1-Q3, a blocului de Raman drept a fasciclului His, a fost prezentă atât la lotul 1, cât și la lotul 2, fără diferență de loturi. Nivelul axei electrice a cordului spre dreapta a fost înregistrată mai frecvent la bolnavii din lotul 2, în comparație cu cei din lotul 1, 32% versus 20%. Frecvența axei electrovertical nu s-a diferențiat semnificativ la pacienții din ambele loturi. De asemenea, a fost studiată și rata și prezența aritmiilor cardiace la acești pacienți. Numărul de extrasistolie supraventriculare și ventriculare a fost semnificativ mai mare la persoanele cu broncopneumopatie obstructivă cronică însoțită de boli cardiovasculare în comparație cu pacienții cu broncopneumopatie obstructivă izolată.
Deci cardia supraventriculară s-a testat la 12% de pacienți mai frecvent la cei din lotul 2 în comparație cu lotul 1. Fibrilația atrială a fost semnificativ statistic mai frecventă la pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică asociată cu comorbidități cardiovasculare spre deosebire de pacienții doar cu broncopneumopatie obstructivă cronică. Iar fibrilația atrială paroxistică a fost asociată cu gradele de severitate a broncopneumopatie obstructivă cronică. La pacienții cu grade moderat și sever prezentă în 25 de cazuri, iar la pacienții cu grad ușor doar în 10%. Mărimile ecocardiografice au fost statistici semnificative distinctive în grupurile studiate pentru pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică însoțită de boli cardiovasculare în comparație cu pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică izolată. Modificările structurale și cele funcționale ale inimii în patologie coronată sunt îndreptate preponderent spre o remodelare cardiacă patologică cu hipertrofie ventriculului stâng, cu creșterea diametrului diastolic ventricular și atriului drept, care sunt corelate cu indicii hemodinamici și biomarkerii serici. Astfel, fiind cele spuse, în urma analizei de corelație între vent și parametrii hemodinamici a inimii drepte și stângi la pacienți cu broncopneumopatie obstructivă cronică în combinație cu boli cardiovasculare, indică faptul că există o relație între gradul de obstrucție bronșică la pacient și modificările ale hemodinamicii ventriculare de drept și stângi. Analiza de corelație efectuată la pacienți cu broncopneumopatie obstructivă cronică asociată cu boli cardiovasculare a identificat a indicilor hemodinamici cu biomarker serici are elevat prezentă unei corelații la nivel de diametru sistolic și diastolic de ventriculului stâng și markerii biomarkeri serici cu proteina C reactivă, troponina și BNPL. Caracteristicile comparative ale leziunilor aterosclerotice a patului coronarian a evidențiat prezența leziunilor aterosclerotice la 20% de pacienți, predominant afectările monovasculare și trivasculare. Leziunile aterosclerotice trivasculare au fost atestate mai des la pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică din grupul B și D în comparație cu C, unde au predominat afectările bivasculare. Caracteristica generală a pacienților cu broncopneumopatie obstructivă cronică supraviețuitori comparativ cu decedați a arătat că pe parcursul monitorizării timp de 12 luni, 5,63% din pacienți au decedat. Vârsta medie a pacienților decedați fiind de 62,88 de ani, iar raportul bărbați-femei fiind de 5:1. În timpul monitorizării, 54,16% de pacienți au decedat de cauza insuficiență cardiace acută, iar 45,84% din cauza insuficienței respiratorii acute. Se atestă o rată a mortalității mai mare în rândul bărbaților decedați, atât din cauza cardiovasculară, cât și din insuficiență respiratorii acută, spre deosebire de femei. Pacienții din lotul 2 și lotul 1 au decedat de asemenea mai frecvent din cauza cardiovasculară. Stratificarea pacienților cu broncopneumopatie obstructivă cronică, supraviețuitori în comparație cu decedați conform clasificării GOLD, a stabilit că decesul a fost asociat mai frecvent cu stadiile 3 și 4 GOLD, cu o simptomatologie multiplă și un risc mai mare de exacerbări frecvente. Majoritatea pacienților cu broncopneumopatie obstructivă cronică a decedat în funcție de trăsăturile clinice au reprezentat grupul D în comparație cu supraviețuitori. Indicii ventilației pulmonare la pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică supraviețuitori în comparație cu decedat a arătat mai frecvent o saturație mai mică de 90%, mai frecvent la pacienții decedați în comparație cu pacienții supraviețuitori. 14% versus 40%. La fel a fost evaluată și rata comorbidităților generale la pacienții supraviețuitori versus decedați, prin intermediul scorului Charlson și Codex. Pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică decedați au fost însoțiți de comorbidități non-cardiace mai frecvent de cei supraviețuitori,
predominând patologia sistemului nervos 54,3% și patologia sistemului digestiv 59%. Scorul Charlson a avut valori comparabile, iar scorul Codex a avut valori mai mari la pacienții decedați comparativ cu pacienții supraviețuitori. Studierea markerilor inflamatori la pacienții supraviețuitori în comparație cu decedați a demonstrat că valorile troponinii, fibrinogenul, BNP, indice al fumătorilor, număr de leucocite și vârsta mai mare a fost prezentă la pacienții care au decedat de cauză insuficienței respiratorie acută, insuficienței cardiace acute, comparativ cu pacienții decedați din insuficiență respiratorie acută. Rezultatele investigațiilor biomarkerilor cardiaci obținute la pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică supraviețuitori versus decedat a relevat diferențe semnificative la estimarea activității troponinii. Nivelul BNP la pacienții decedați în comparație cu pacienții supraviețuitori a atins diferențe veridice. De asemenea, a fost analizată durata medie de supraviețuire a pacienților cu broncopneumopatie obstructivă cronică asociată cu boli cardiovasculare, utilizând curba de supraviețuire Kaplan-Meier, clasificată în funcție de nivelul de BNP. Pentru pacienții cu valori scăzute al BNP-ul a prezentat o supraviețuire crescută în comparație cu pacienții cu valori crescute ale BNP-ului. Analiza univariată cu calcularea riscului relativ la pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică a relevat impactul următorilor indici predictivi de deces. Saturația O2 mai mică de 90, o proteină C reactivă majorată, un BNP crescut, sexul masculin, grupul D2 broncopneumopatie obstructivă cronică, un scor Codex mărit, un BEMS și un indice TFNO redus, un raport din neutrofile leucocite mărit, troponină pozitivă și prezența unui grad de invaliditate. Regresia logistică multivariată a parametrilor menționați mai sus a permis de a elabora un model predictiv în probabilitate de supraviețuire a pacientului cu broncopneumopatie obstructivă cronică asociată cu comorbidități cardiovasculare. Modelul a inclus următorii indici examinați: valoarea înaltă a BNP-ul, un BEMS redus și un scor Codex mărit. Ținând cont de coeficienții menționați mai sus, modelul elaborat a avut următoarea expresie matematică. În final, parametrii din modelul elaborat au avut următoarele efecte. Pentru pacienții cu un BNP mărit, riscul de deces a fost estimat de 1,7 ori și un Codex mărit de 1,2 ori mai mare în comparație cu o persoană care nu au acești indicatori mai. Elaborarea, unul din obiectivele studiului a fost elaborarea algoritmului de diagnostic precoce al evenimentelor cardiovasculare la pacienții cu broncopneumopatie asociată cu boli cardiovasculare. Elaborarea acestui algoritm este o necesitate imperioasă în scopul optimizării stabilirii diagnosticului oportun și a celui diferențial în situația în care ambele patologii coexistă, comorbidități cardiovasculare și exacerbarea broncopneumopatie obstructivă cronică. Abordarea terapeutică trebuie realizată în funcție de diagnosticul asociat cu decompensarea clinică acută. Tratamentul acestor pacienți poate fi un act destul de provocator, în special în acutizarea bolii. Deși motivul decompensării poate fi de natură cardiovasculară și respiratorie, propunem ca ambele afecțiuni să fie abordate simultan din cauza interacțiunii constante și a impactului bidirecțional. Algoritmul de diagnostic precoce al evenimentelor cardiovasculare majore la pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică asociată cu comorbidități cardiovasculare în baza riscurilor relative al indicilor cercetat include evaluarea complexă în etape, cu impact în toate nivelurile de asistență. Prima etapă este evaluarea combinată revizuită GOLD și categoriile ABCD plus oximetrie, examinarea echilibrului acidobaz și electroliții. De asemenea, următoarea etapă fiind evaluarea comorbidităților prin calcularea indicelor Charlson și Codex și efectuarea testului de mers 6 minute. Iar ca ultima etapă este efectuarea biomarkerului SERIC, inflamatori, raportul neutrofile leucocite, proteina C reactive și cerul cardiaci, troponina și BNP-ul.
De asemenea, investigarea cardiacă prin intermediul electrocardiografiei, ecocardiografiei și coronarul angiogram. Permitiți-mi să-mi dau citire concluziilor, au fost repartizate fiecare prezent în sală. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. În principiu, chiar vroiam să vă rog să ne permiteți cu concluziile deja. Cred că toată lumea a făcut deja cunoștință, v-au pregătit întrebări pentru dezbaterea la prezentarea dumneavoastră atât de frumoasă, interesantă și importantă. Deci trecem la următoarea etapă, întrebări către doamna competitoare. Eu sper că întrebări sunt, pentru că teza este foarte interesantă, este practică și de aceea cred că sunt și multe întrebări. Să încercăm o parte din întrebări să le discutăm. Vă rog, întrebări. Da, domnul profesor Corledean, vă rog frumos. Da, mulțumesc, domnul președinte. Da, deci prezentare întrebări foarte interesante. Eu am putut să întreb o întrebare pur practică, că dumneavoastră în steză ați examinat peste 400 de pacienți. Și care sunt particularități din experiența dumneavoastră de management a patologiilor patologice cu comorbidități cardiovasculare, da? Pentru că este problema foarte mare, în special dacă pacienții au fost în trei spitale diferite, de la Sfânta Treime, de la Institutul de Știință și Pneumologie și de la Institutul de Cardiologie. Da? Care sunt particularități de management au fost medicamentos? Mulțumesc, domnule profesor. La întrebarea dumneavoastră aș vrea să menționez toți pacienții. Teza noastră, cercetarea a pornit de la faptul că atât broncopneumopatie obstructivă cronică, cât și bolile cardiovasculare au o simptomatologie și o clinică care intercorelează și e foarte dificil de a diferenția aceste două patologii. Însă, în baza, acesta a fost și scopul studiului nostru, de a elabora algoritmul de management la acești pacienți, pe lângă toate investigațiile care sunt în protocoale deja bine cunoscute, au mai fost adăugate câteva investigații suplimentare, ca indicele Charlson, Codex, electrocardiogramă, coronarul angiografie, pentru o înțelegere mai aprofundată a acestor două categorii de pacienți. Satisfăcut? Da, da, da. De fapt, eu am avut în vedere tratamentul medicamentos. Dar management eu am înțeles și algoritmul foarte frumos ați elaborat, dar despre managementul medicamentos. Pur și simplu, din practica dumneavoastră, n-ați avut ca și obiectiv tratamentul medicamentos, dar din practică, ce este necesar, ce grupe de preparate poate mai puteți să mai folosiți în VPOC cu comorbidități cardiovasculare? O remarcă importantă a pacienților cu insuficiență cardiacă a fost indicarea de hormoni sistemici, da? Și am observat că la pacienții cu eozinofilie ridicată, la acești pacienți este contraindicat utilizarea glucocorticoide sistemice pentru că agravează boala cardiovasculară. Metilxantinele nu au fost utilizate la pacienți, mai mult este utilizat medicația inhalatorie la acești pacienți. Predominant inhalatori și asta este politica noastră de a învăța pacientul spre un tratament inhalator, comparativ cu cel sistemic. Mulțumesc. Uitați-vă că aici vin și eu cu o întrebare, anume în managementul tratamentului, pentru că dumneavoastră ați prezentat o teză foarte importantă și anume ați permis selectarea pe grupe și individualizarea acestui management. Iată, în dependență de datele obținute de dumneavoastră,
nedirecționat și mai ales pe medicul din medicina practică care lucrează cu pacienții, în baza rezultatelor acestea, deci apare individualitatea. Ați răspuns acum corect, că nu la toți ne merge acel tratament care îl avem, de pildă, în protocoalele naționale fixate. Și iată aici, dumneavoastră, cred că aveți câteva grupe în managementul tratamentului. Poate nu aveți timp azi discutat, doar să răspundeți dacă ați făcut asemenea grupe și, în dependență de rezultatele obținute în teza dumneavoastră, puteți recomanda ceva mai individual, mai deosebit. Răspunsul da sau nu? Mulțumesc, domnule profesor. Studierea sau participăția tratament nu au fost un obiectiv al lucrării noastre, doar divizarea pacienților. Asta am înțeles. Numai dacă pentru dumneavoastră ați format așa grupe, pentru că urmează să veniți cu niște recomandări metodici, probabil, din mare plăcere, pentru că ați obținut rezultate. Și doar atât am vrut să spun. Ați făcut sau nu ați făcut așa grupe și dacă da, înseamnă cu nerăbdare așteptăm la următoarele etape să le prezentați. Mulțumesc. Foarte frumos răspuns, eu sunt satisfăcut. Da, vă rog, domnule. Da. Vreau să comentez cu cât o teză este mai bună, cu atât merită mai multe întrebări. Sigur că da. Proteina cerea activă a determinat-o cantitativ sau calitativ? Cantitativ. Apnea de somn. De ce nu ați impus calitatea somnului? Nu se face încă, pentru că somnul față de ani și cum ar putea trească în vascularea și o parte de orice, ați gândit pe viitor, poate alte modestate. Domnule profesor, pe viitor, dar nu am inclus somn. Au fost pacienți care au prezentat apnee în somn, dar nu au fost inclus în datele... Încă ceva, da. Nici ce dai, da. În primele de introducere, n-ați folosit pe mine neacumulatoarele expuse la combustibil fosil în locuințe, în cătării. Există această patologie și cred că și Moldova există. Există, de acord. Ar fi interesant de studiat. Am spus problema asta. Deci, la NEF, de pe OCE-ul la NEF mă dor, mai ales când expunerea la combustibil fosil. Domnul profesor, această întrebare a fost studiată, mai ales observând că procentajul pacienților cu BPOC crește, deci ele nu sunt fumătoare. Astfel că repartizarea a fost următoarea, pacientele fumătoare au predominat în 35%, pacientele ex-fumătoare în 32% și în 33% au fost, 31% au fost pacientele care sunt expuse la gazele nocive de la bucătării și din sobele care încă sunt prezente în casele... Și aveți datele astea? Da. Ar merita publicate numai astea, e lumea foarte interesantă. Și o întrebare grea. Toate testele astea statistice le-ați făcut dumneavoastră, ați înțeles? Bine, trebuie să aveți puțin. Foarte interesantă, da. Foarte interesantă teza făcută la teste și chiar studiat să văd. Da. Domnul profesor, desigur, toate au fost verificate, însă școala doctorală ne permite așa o posibilitate de a studia statistica cu toate programele, accesele și au fost efectuate teste de către mine, verificate de specialiști în statistică, fiind o comisie specializată care verifică, ne dirijează. Dar statistica este verificată de la A la Z și controlată nu odată. Domnul profesor Mihăescu, mulțumim dacă sunteți satisfăcuți de răspuns. Ok? Cine mai are întrebări, vă rog frumos. Da, doamna profesor, vă rog. Bună ziua. Am eu o întrebare. Cine? Domnul Mitu. Suntem prioritate domnul profesor Mitu, deoarece știți cu legăturile cum. Să ne scuzați, doamna. Da, domnul profesor Mitu, vă ascultăm, vă vedem și bună ziua, în primul rând, plăcut să vă auzim și să vă vedem.
Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, dragi colegi din Comisia de Evaluare a Tezei și bună ziua și colegilor care sunt în auditoriu. Eu am intrat chiar la fix pentru că am fost și la deschiderea zilelor Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, 144 de ani de la înființarea Universității din Iași și am reușit să ajung chiar la fix atunci când a început prezentarea doamna dr. Popa. Ceea ce vreau să menționez, mie mi-a plăcut și prezentarea și în special mi-a plăcut partea științifică a tezei pe care am analizat-o și aceste două elemente de originalitate și anume algoritmul de diagnosticare precoce a evenimentelor cardiovasculare majore la pacienții cu PPOC care au asociere de comorbidități cardiovasculare și acest model predictiv de supraviețuire la pacienți cu BPOC și aceste manifestări. Ceea ce vreau să întreb și cred că este o întrebare care vine și din ceea ce se discută în prezent în ghidurile atât de cardiologie, dar și de pneumologie. Foarte mulți pacienți au o medicație maximală cardiovasculară atunci când au insuficiență cardiacă asociată altor boli, inclusiv când au și BPOC. Întrebarea mea este, din medicația care este menționată în ghiduri, mă gândesc la cei 5 piloni pe insuficiență cardiacă. Ați avut corelații și diferențe pe cele loturile analizate la cei care au folosit medicație maximală și au avut insuficiență cardiacă cu PPOC pe clase de insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție păstrată sau redusă comparativ cu celelalte loturi? Nu știu dacă am fost clar cu întrebarea. Mă refer la medicația maximală cardiovasculară. Adică beta-blocante, inhibitori de enzimă de conversie sau sartanie, noile clase care se referă la inhibitorii de SGLT2 care sunt folosite în prezent. Nu știu dacă ați folosit în, sau ați avut acces cu aceste clase de medicamente mai mari. Domnule profesor, în obiectivele noastre nu a fost studierea medicației, nici cardiovasculare, nici pentru exacerbările de broncopneumopatie obstructivă cronice. Rezultatele sau datele au fost colectate, însă nu au fost supuse unei analize statistice pentru a putea veni în fața dumneavoastră cu rezultate. Da, mulțumesc. Cred că este pentru următoarea etapă de analizare a acestor date și cred că vor veni și niște rezultate, dar ar fi interesant de văzut dacă pe clase de medicamente și pe diferențe la pacienți cu insuficiență cardiacă în ceea ce privesc fracția de ejecție, dacă au, desigur, și BTOC, sunt diferențe din supraviețuire și în acest algoritm foarte interesant. Mulțumesc. Domn' profesor, mulțumim de întrebare. Domn' profesor Florin Mitu, permiteți-mi de la această auditorie, chiar dacă suntem într-o sesiune deosebită, să vă aduc și felicitări cu jubileul Universității de Medicină Iași, 144 de ani, la mulți ani înainte, cu succes și vă dorim o colaborare și mai mare cu Chișinău. Chișinău iubește Iașul, Chișinău n-a uitat niciodată de succesele Iașului, dorim și nici Iașul să nu uite Chișinău. La mulți ani! Mulțumesc! Mulțumesc! O să transmit conducerii Universității, domnului rector Ionuț Pircariu. Eu sunt și în Senatul Universității și în biroul Senat, așa că o să transmit aceste felicitări și aceste gânduri frumoase din partea dumneavoastră. Mulțumim foarte mult și sper să colaborăm în viitor foarte, foarte strâns. Cu mult drag! Continuăm. Întrebări, vă rog. Ați avut dumneavoastră, vă rog frumos. Vă rog să vă prezentați. Da, bună ziua, mă numesc Lucia Gărbu, sunt medic reanimatolog. Felicitări pentru așa o teză frumoasă. Acești pacienți... Mai aproape de microfon, vă rog, sau microfonul mai aproape de dumneavoastră. Acești pacienți cu BPCO sunt din ce în ce mai frecvenți și nimeriți și în terapie intensivă. Așa o întrebare, câți pacienți, dacă s-a făcut așa, au trecut prin respirație mecanică? Dacă ați făcut așa o analiză statistică, pentru că ei sunt investigați și au trecut și prin terapie intensivă. Și a doua întrebare, totuși, mortalitatea, eu așa am citit, 5,63 în total, sau dacă pacienți totuși au fost repartizați în două grupuri?
cu asociere cardiovasculare, da? Dacă este rata mortalității, în care grup a prevalat mortalitatea? Doamna Lucia, la întrebarea, prima întrebare dumneavoastră, aș vrea să spun că 13% din pacienții din lotul studiat, inclusiv cele 6% de decese, toate au fost la respirație mecanică din secție de terapie intensivă. Iar privind mortalitatea pe loturi, aș putea menționa că pacienții cu comorbidități în rândul pacienților cu comorbidități cardiovasculare, mortalitatea a fost mai frecventă și mai frecventă de cauză cardiovasculară comparativ cu pacienții fără comorbidități cardiovasculare. Satisfăcut de răspuns? Da, mulțumim, doamnă doctor. Încă vă rog întrebări, da, vă rog, da, cu plăcere. Doctorul Crudu, chirurg. De vară să fie spre eu. Deci, pe la numărul 3. Da, exact. Sfânta 3. Exact. Deci, domnul director, vă rog. Exact. Deci, dumneavoastră ați menționat că studiul sunt în 3 instituții. El foarte tare se deosebesc. Două, ați avut posibilitatea să faceți sindromul coronar acut, să rezolvați pe cardiologie tradițională, cu una n-ați avut posibilitatea. Ori, din ce s-a spus pe voastre, reiese cu 80 de pacienți, ori 20% au fost revascularizați. Deci, eu așa am înțeles, pe cardiologie tradițională. Bine, mă interesează un lucru foarte interesant aici. Deci, este o deosebire, o supraviețuire în aceste 3 instituții. În 2 unde a fost posibilitatea de revascularizare și unde n-a fost posibil, sau puțin la nivelul instituției. Trebuia transportat doamna. Ați zis întrebarea? Deci deosebire în supraviețuire în dependență de instituție unde este și nu este posibilitatea de revascularizare. Iarăși din nou mintoașul la management, vă rog foarte frumos să răspundeți. Domnule director, la întrebarea dumneavoastră aș vrea să spun că desigur că accesibilitatea la o investigație cu coronarangiografia crește rata de supraviețuire la pacienți. Și cât mai aproape pacientul este de această investigație, cu atât mai repede intervenim. Și deci pacienții care au avut instituția care au avut coronaroangiografie, supraviețuirea a fost mai mare comparativ la pacienții care nu de au... De fapt, întrebarea a fost practic retorică. Da, era clar, dar întrebarea, într-adevăr, este reală. Și este foarte practică. Noi toți aceștia care suntem în sală medici avem nevoie de răspuns la întrebarea asta și foarte corect întrebare. Și răspunsul a fost corect, după mine. Mulțumesc. Cine mai are întrebări? Vă rog frumos. Știți, nu, de ajuns e tot un răspuns interesant. Pur și simplu, teza asta, atât e de aproape de practică, are aspectul științific, partea practică. Și, într-adevăr, eu cred că există și a doua parte a lucrării care va continua, sau cel puțin eu cred că conducătorul științific nu va rămâne la etapa asta, dar va insista să urmeze, dar, cu adevărat, importanța pentru medicii practici este foarte mare. Pentru că nu degeaba s-au dat întrebări de managementul tratamentului, care este individualizat. Și iată, studiile se arată deseori, nu ce cale să meargă. Ok, dacă alte întrebări nu îți permiteți-mi să trecem la următoarea etapă, ceea ce ține de să vedem, nu rămâneți până când la tribună și mulțumesc tuturor, până eu mă uit aici. Ok, doar o clipă. Rămâniți, vă rog, ofer cuvântul doamnei secretar științific la acest for pentru a prezenta și a da citire concluziilor evaluării tezei la etapele anterioare au fost discutate și care sunt rezultatele. Vă rog frumos, doamnă secretar, dacă întrebări nu, dumneavoastră puteți la scop. Stimate domnule președinte, onorată asistență, țin să aduc la cunoștință rezultatele evaluării tezei la etapele anterioare. În dosarul personal sunt prezentate avizele
examinărilor prealabile ale tezii din cadrul ședințelor. Teza a fost examinată în cadrul ședinței comune a Comisiei de Îndrumare și Departamentului Medicină Internă, Disciplină Sinteze Clinice, din 13 mai 2023, seminarul științific de profil 321 Medicină Generală, 321.01 Boli Interne Pneumologie, din 21 iunie 2023, anul curent, și școala doctorală în domeniul științei medicale. Reflectând deciziile de la toate aceste etape, da, deci am selectat în final concluziile, deci care reiese din toate de la deciziile de la toate etapele. Tema tezei de doctor în științe medicale a doamnei Popa Anna este actuală, în scopul cercetării fiind realizat pe deplin. Lucrarea este scrisă la un nivel teoretic înalt. Forma și stilul expunerii corespund normelor actuale. Teza conține noutate științifică, valoare practică și se conformează cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetarea Republicii Moldova referitor la tezele pentru obținerea gradului științific de doctor în științe medicale. Concepțiile științifice, concluziile și recomandările practice propuse sunt veridice și bine argumentate. Rezultatele au fost obținute în baza studierii unui material suficient și autentic, care lucidează starea reală a problemei studiate. Estimarea rezultatelor obținute a fost prelucrată matematic și statistic la calculator prin utilizarea metodelor contemporane de analiză statistică. Nivelul metodic înalt al îndeplinirii tezei confirmă convingător veridicitatea concluziilor și recomandărilor practice. În concluzie, remarcându-se că teza elaborată este o lucrare actuală, metodologic corectă, posedă importanță teoretică și practică. La acel moment, etichetul la gradul științific a primit recomandări și optimizări care au fost luate în considerație. La rezumatul tezei de doctorat au parvenit 3 avize semnate de referențe oficiale. Toate avizele sunt pozitive și aduc dovezi privind importanța științifică și practică a lucrării prezentate, precum și veridicitatea rezultatelor obținute, menționând în concluzie că lucrarea corespunde cerințelor referitoare la teza de doctorat, iar autorul merită conferirea gradului științific de doctor în științe medicale. Toate avizele au fost prezentate conform regulamentul cu 15 zile înainte de susținerea publică. Mulțumesc! Mulțumim! Doar o clipă, dacă sunt obiecții sau dacă sunt întrebări la cele spuse și prezentate de doamna secretar. Întrebări nu sunt, mulțumim frumos, vă rog să luați loc. În continuare, permiteți-mi să ofer cuvântul domnului profesor Craian Mihăiescu, București, România, dacă doriți, da, puteți și de pe loc, să permite, microfonul funcționează bine, dacă nu se aude ceva, imediat rezolvăm problema. Cu drag, vă rog. Onorată comisie și dragi colegi, cum să încep? Într-o amintire, în 1973 am venit pentru prima dată la Chișinău, a trecut 50 de ani de atunci, eram student la medicină. Și am tot venit și totdeauna m-am simțit deosebit. Ce observ? Eu am făcut un referat și nu vreau să-i dau citire referatului, dar spun câteva lucruri care nu pot să apară în referat. În primul rând, școala doctorală de la dumneavoastră e mult mai serioasă. O să mă audă domnul profesor Nitu și o să mă spune la domnul rector. Dar trebuie să învățăm și noi de aici de la Chișinău, cu atâtea întrebări, cu atâtea forme foarte clare de prezentare. Și chiar aș recomanda să mai furăm din experiența dumneavoastră și la Iași și la București în susținerea tezilor de doctorat. Eu când citesc o teză, mă uit prima dată la bibliografie. Numai mă uit, și analizez. Și am aici un dosar de analiză. Am făcut cu programele astea mai de inteligență artificială, să știți, foarte ușor se face. Odată că ați avut 200 și ceva de prezenții bibliografice moderne, cu reviste corect citate, cu reviste care nu sunt predatoare, cu
cu articole care le-am verificat. Când citați ceva, trebuie să verificați dacă articolele respective nu au fost retrase. Săptămâna trecută, două articole din celebra publicație Lancet au fost retrase. Nu mai sunt considerate articole științifice. Și am verificat, o să dați dosarul să vedeți, nu aveți niciun articol retras. Deci am zis, ok, bucurația se e ok. Urmă, citind partea introductivă cu multe lucruri, am dat seama că aveți o datorie. Publicați rapid o cărticică cu partea introductivă, fără rezultat. Cu morbiditățile cardiovasculare de pe orice se poate face asta ușor, am să vă dau și o adresă, dacă doresc, după aceea, cu o carte electronică, cu ISBN, cu referenți, din care tipăriți 2-3, nu trebuie câte 2-300, dar e recunoscută pe plan internațional, se poate face asta foarte ușor. Pe urmă, a venit partea proastă. Soția mea e matematician și a întrebat toate niște testuri. Apoi am zis că tu te caută. Și am verificat, într-adevăr, toate testele astea care le-ați folosit acolo unde trebuie. Am rămas puțin uimit, pentru că dar mi-a spus că aveți o comisie în spate, că necesită o pregătire. Pe urmă s-a verificat și am verificat și am aici datele, le puteți vedea după aceea, figurile, 2-3. În figurile, de exemplu, rock, baroc. Atenție la 2-3, folosiți când în engleză, când română, când rusă, trebuie să fie în text același, da? Dar bine explicate și rămas în text, la tabele m-am împăcat, în tabel. Deci și tot, am să vă dau. Acolo ar fi o discuție, pentru că aveți foarte multe date de asta. Se putea face lucrare doctorat cu mult mai puțină dată din asta. Dar așa cum înseamnă că mai aveți de făcut lucrări și cred că o să reușiți să faceți. Și atunci, ultima mea frază, copiată dintr-un referat făcut și pe baza la GPT-4, teza a rezolvat o problemă științifică importantă prin fundamentarea evaluării parametrilor clinici și paraclinici, prin identificarea factorilor de risc și comorbidităților cardiovasculare, ceea ce a condus la elaborarea unor algoritmi de diagnostic precoce a evenimentelor cardiovasculare majore și la crearea unui model predictiv de probabilitatea supraviețuirii la bolnavii cu UCE. Și de aceea susțin ca această teză să fie aprobată calificativ de excelent. Mulțumesc. Excelent! Mulțumim foarte frumos! Mulțumesc foarte frumos, domnul profesor, pentru analiza minucioasă a lucrării, pentru obiecții, pentru propunerile și sugestiile făcute referitor la lucrarea noastră și, de asemenea, vă mulțumesc pentru toate calificativele pozitive care le-ați avut la adresa lucrării mele. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Deci, cu permisiunea mea, să trecem la... Mulțumim, domnul profesor, încă o dată. Trecem la a doua evaluare a tezii din partea domnului profesor Florin Mitu, domnul profesor Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Gheorghe Bomba, Iași. Domnul profesor, vă oferim microfon. Da, încă o dată mulțumesc pentru invitație și mă simt onorat să fiu alături de toți colegii din Comisia de Evaluare a unei teze de doctorat, spun eu, de excepție, pentru că din întrebări, din tot ce s-a prezentat aici, din evaluarea tezei, se vede clar o teză foarte bună, cu foarte multe implicații practice, o teză originală, foarte muncită, cu multe, multe date analizate, așa cum spunea și domnul profesor Micăiescu, foarte puține teze de la, din tezele la care am participat au atât de multe date și ceea ce mi s-a părut foarte interesant într-adevăr utilitatea practică a acestei teze, realizarea acestui algoritm de diagnosticare precoce a evenimentelor cardiovasculare majore la pacienții cu BPOC care au comorbidități cardiovasculare asociate și acest model de predicție în proprietate de supraviețuire a pacienților cu BPOC care au aceste comorbidități, pentru că într-adevăr, în practică, cele două patologii sunt foarte, foarte mult asociate și
cel puțin cu toții știm implicarea atât a bolii cardiovasculare în patologia respiratorie, dar și invers. De aceea era nevoie de o astfel de teză și eu cred că din partea generală se poate scrie o mică broșură, o mică monografie, o carte utilă pentru cei care vor să afle mai multe informații în acest domeniu și cred că și din partea personală ar putea să iasă, folosind aceste date, chiar o mică publicație, pentru că, într-adevăr, sunt multe aspecte care au fost analizate în teză, foarte bine analizate și din punct de vedere statistic și, într-adevăr, ceea ce este impresionant, volumul de muncă a fost foarte mare, de aceea cred că teza merită cu prisosință acceptarea și doamna doctor Popa merită titlul de doctor în științe medicale. Pe de o parte datorită multor elemente de originalitate din teză, unei baze bibliografice în aceste elemente foarte, foarte multe și foarte interesante, cu foarte multe elemente de noutate. Și, practic, acest element de interdisciplinaritate care s-a discutat în teză. Deci este nevoie de o colaborare între specialități, după cum reiese și din tot ce înseamnă comorbiditățile, atât cardiovasculare, dar și patologia respiratorie. Deci această teză ar fi utilă și rezultatele din aceste teze ar fi utile pentru diseminarea lor în lumea științifică medicală, pentru că sunt cu aplicații practice. Și cred că atât doamna doctor Popa, cât și conducătorul științific, doamna conferențiar doctor Natalia Caproș, merită felicitări pentru o teză, spun eu, de excepție. Sunt de acord cu calificativul excelent pe care îl merită din timp și felicit conducerea școlii doctorale de la Chișinău pentru modul cum realizează astfel de prezentări. Ceva s-a întrerupt, nu v-a auzit. Trebuie să fii mai atenți la atunci când sunt susținute teze de doctorat, pentru că, de fapt, din aceste întrebări ne dăm seama de cât de, implicat a fost o persoană în elaborarea unei teze și, desigur, ne lămurim și alte aspecte care poate nu au fost prezentate în cadrul susținerii. Toate felicitări pentru teza de doctorat foarte bună și felicitări și doamnei conferențiar și conducerii școlii doctorale și mă bucur că am putut să fiu alături de dumneavoastră în această zi frumoasă, pentru că, de fapt, o teză de doctorat este o bucurie, o sărbătoare, atât pentru cel care susține, dar și pentru îndrumător și pentru școala doctorală și pentru lumea universitară, în general, acolo când sunt susțineri deosebite. Felicitări din toate inimile! Mulțumim de suflet domnului profesor Florin Mitu, când se oferă doamnei competitor, ca răspuns acestei recenzii. Domnule profesor, vreau să vă mulțumesc pentru analiza minuțioasă a lucrării, pentru timpul acordat analizând teza, pentru toate propunerile la fiecare etapă, pentru toate calificativele și notele pozitive. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim. În continuare, cu permisiunea dumneavoastră, deci trebuie să oferim cuvântul domnului profesor Corlăteanu Alexandru, ca membru a Comisiei de Îndrumare, pentru a-și expune părere despre lucrarea prezentată a pretendentului pentru titlul științific doctor în medicină, deoarece domnul profesor a fost de la bun început odată că a participat în Comisia de Îndrumare și acum, cu mare plăcere, cred că se va expune la susținerea acestei teze. Vă rog, domnul profesor. Vă rugăm foarte mult la tribună. La tribună. V-am auzit, face. Mulțumesc, domnul profesor. Da, deci eu de asemenea vreau să expun, în primul rând, mulțumirea la profesor Traian Mihaiescu și la profesor Florin Mitu, care au acceptat și participă împreună cu noi în comisia. Deci este foarte important pentru noi că tezele
devin și valorificate și în România și este foarte important și pentru școala doctorală și pentru universitate. Și probabil trebuie să facem un efort și poate pentru viitor să facem și tezele în portofelă ca să avem rezultate și mai frumoase. Despre teza doamnei Popa, da, deci teza doamnei Popa reprezintă un exemplu foarte bun de interdisciplinaritate, deci și este un succes, cred, pe departamentul de medicină internă, că este o lucrare foarte bună, care este susținută de departamentul de medicină internă, care este un departament puternic și interdisciplinar. Și vreau să menționez că în această teză, cum deja au menționat și profesor Mihăiescu și profesor Mitu, au fost rezolvate mai multe întrebări nu doar științifice, dar și întrebări practice. De majoritatea pacienților a fost de la Spitalul Sfânta Treime, unde acum sunt posibilități și de coronarografie și de stentări, că noi cu toții cunoaștem că această categorie de pacienți care suferă de broncopneumopatie cronică obstructivă și au și sindrome coronariene acute foarte des. Deci sunt pacienți foarte complexi, da? Și într-adevăr e foarte dificil și nu toate spitalele au această posibilitate deci, de cardiologie invazivă. Da? Deci la Institut de Cardiologie mai sunt posibilități, dar majoritatea pacienților a fost din clinică deci Sfânta Treime și deci a fost concluzia care este importantă și care este și științifică și practică, că supraviețuirea pacienților este mult mai bună dacă pacientul este abordat pe loc, deci și intervențional și echipa este permanent pe loc. Da, deci și succesele parcă și științifice. Eu am avut posibilitatea și am participat de asemenea în calitate de recenzent și la seminar de profil și mă bucur că Anna a reușit și practic toate obiecțiile au fost înlăturate și comentariile au fost introduse și deci analiza statistică mai performantă Kaplan-Meier, care a permis să facă și concluzii și mai importante și de asemenea susțin că rezultatele tezei pot fi publicate și în reviste internaționale. Anna are, cum la moment, două publicații în reviste Scopus SI, dar eu cred că pe baza acestei teze pot fi făcute încă mai multe publicații. Și, de asemenea, eu susțin această lucrare și care corespunde deci, cerințelor Anacercului și deci această lucrare poate fi înaintată la următoarea etapă. Da? Vă mulțumesc! Mulțumim! Pretendenta, vă rog, pentru apreciere domnului, pentru că v-a îndrumat și v-a urmărit și acum se bucură de succes dumneavoastră. Domnule profesor, vreau să vă mulțumesc pentru o concluzie frumoasă, pentru tot sprijinul acordat pe parcursul elaborării acestei teze, pentru obiecțiile efectuate atât la începutul de cale, cât și pe tot parcursul de susținere, ca și membru al comisiei, ca și recenzent, vreau să vă mulțumesc și pentru obiecții și pentru calificativul pozitiv care mi-a fost acordat. Mulțumesc frumos! Ok. Are, conform protocolului, rog să-și expun opinia privitor la teza pe doamna secretar al ședinței, Cornelia Talmaci, doctor în științe medicale, conferințiar universitar. Mulțumesc, domnul președinte. Sigur că mi-am făcut careva notițe. Emoțiile sunt astăzi nu numai din partea doamnei doctorante, deja absolventa doctoratului, dar și eu cred că mulți din cei prezenți în sală au emoții și zic și eu nu sunt o excepție. Sigur că calea spre succes este mereu una nevoioasă, da? Deci ceea ce vedem noi la exterior, deci este ceea ce este finalul frumos, dar, dar ca fundament necesită multă muncă, zărbuință,
zile alergând, da, pe coridoare și conform rezultatelor tezei și alergând de la spital la spital pentru a colecta materialul primar. Nopți nedormite sunt sigură, iar uneori, din păcate, cu tristețe și un pic din sănătatea noastră, desigur că rămâne afectată. Calea pe care a parcurs-o până în prezent, doamna doctor Ana Popa, deci a fost în vizorul nostru, deoarece Ana este, a fost, mai bine zis, și studentă la noi la disciplină, o cunoaștem, și rezidentă, deci la fel la noi la disciplină, și în continuare și doctorantă. Și cum observăm creșterea unui copil, deci evoluția, și ne bucurăm de fiecare pas, respectiv, nu te supăra neșoara, deci că te compar, dar ești un copil al catedrei noastre, care în final te-ai transformat într-un cercetător cu experiențe și cu rezultate foarte frumoase. Sigur că doamna Ana Popa a combinat foarte prodigios atât activitatea de cercetător, cât și activitatea de clinician și ultimii ani și activitatea managerială de șef de secție. Desigur că activitatea de cercetător nu poate fi desfășurată fără voință și motivație interioară. Curiozitatea medicală, care este prezentă, sunt absolut sigură, la toți cei din sală, este anume acea forță motrice care ne promovează spre noi orizontul. Am avut ocazia să fiu printre primele persoane care a evaluat în calitate de recenzent această lucrare, deci la etapa de catedră, și sigur că pe parcurs, deci la următoarele etape, am observat o metamorfoză pozitivă cu ajutorul obținut, desigur că prin conlucrarea foarte frumoasă în final cu toți recenzienții, doamna competitor a ținut cont de recomandări și de opinia recenzienților. Teza în final, deci prezintă nu doar prezintă o valoare, deoarece au fost examinați un volum foarte mare de pacienți, peste 400 de pacienți, dar și analizată din punct de vedere științific, cum au menționat domnii recenzenți oficiali, atât, dar prezintă un interes deosebit și prelucrarea statistică a datelor, care este la un nivel foarte înalt. Ceea ce, desigur, face această lucrare, acest proiect, o evaluare multidimensională a pacienților cu două comorbidități frecvent întâlnite, două comorbidități care au o incidență crescută și, din păcate, ambele, eu cred că ele concurează între ele la capitolul cauză, din păcate, a deceselor și, respectiv, combinarea acestor două boli, BPOC-ul și bolile cardiovasculare, desigur că atribuie o valoare practică sporită lucrării prezentate astăzi. Această muncă pe care a depus-o doamna competitor împreună cu echipa nu ar fi fost, deci, atât de valoroasă dacă nu am menționat calitățile personale ale doamnei doctor, fiind o fire pacifistă, foarte empatică și cu calități deontologice deosebite în raport cu pacienții și o relație prietenoasă cu colegii de braslă și cu cei mai mici, dar și cu o stimă deosebită față de profesorii dumneiei, ceea ce sigur că toate împreună și mai mult cresc ca valoare această lucrare, știind de cine a fost elaborată. În final, consider teza comorbiditățile cardiovasculare la pacienții cu PPOC, o lucrare finalizată și cred că finalizată cu succes, care are atât aport științific cât și practic de valoare. Și nu pot să nu trec cu vederea și să urez multă sănătate familiei tale, oamenilor dragi,
care sunt în spatele cortinii, în spatele cortinii tezei, da? Dar fără susținerea cărora, eu cred că această reușită nu ar fi avut loc și, de fapt, este un rezultat al întregii familii, cred că, da? Și soțul și copiii care te-au înțeles și te-au susținut. Și nu în ultimul rând, felicitări pentru conducător, pentru doamna profesor Capoș și pentru toată echipa. Mulțumiri deosebite domnilor recenzenți oficiali, invitațiilor noștri din România, care au binevenit, au binevoit să parcurgă această distanță pentru a ne onora cu prezența și a crește valoarea acestei etape de susținere publice a tezei. Mulțumim! Mulțumesc, doamna conferințar, pentru cuvintele frumoase spuse la adresa mea, pentru ghidare, susținere, sprijin, încredere care am avut-o din partea dumneavoastră pe parcursul întregii elaborări a acestei lucrări, pentru colaborare. Vreau să vă mulțumesc pentru încredere și sprijin. Mulțumesc! Ok, mulțumim! Stimați colegi, permiteți-mi ca președinte a acestei comisii de susținere să-mi expun și eu părerea și aprecierea acestei teze. Cu adevărat, să mă străduiesc să fiu scurt în lipsă de timp, dar vreau să menționez câteva momente. Să știți că Ana a ales împreună cu echipa, comisia de îndrumare și cu toată echipa, a ales o teză foarte grea. Nu știu, aici este profesor Matkovski, Sergei, care a trecut prin scăldătoarea asta, cu pacienții ăștia. Aștia nu sunt cei mai dragi sau cei mai scumpi pacienți. Aștia sunt pacienți foarte gravi. Câteodată îi cunosc foarte bine. De aceea îmi dau seama cu cât greu să ajungi, de câte ori trebuie să-l duci de mânuță, cu căruciorul la examinări. Doamne Dumnezeule! Și a ajuns. Dar uitați-vă, câți pacienți. Sincer, am examinat această lucrare foarte minunțios. Și când am văzut câte s-au făcut, ar fi cel mai mare păcat să nu urmeze acum un drumare metodic, cel puțin o recomandare metodic pentru medici. Pentru că ea, într-adevăr, și nu degeaba a apărut această întrebare, ea poate să aducă, în dependență de aceste date, un corijare a tratamentului. Valoarea științifică este foarte mare. Importanța pentru medicii practic foarte mare. Această teză merită să fie în continuare înaintată pentru susținerea titlului doctor în științe medicale. Succes ție, succes și mulțumiri echipii care te-au ghidat permanent de la început până la ziua de astăzi și sper că această echipă va rămâne în continuare alături de dumneavoastră și veți și publica, poate și monografii și alte lucruri. Asta e părerea mea. Mulțumesc! În continuare, după protocol, permiteți-mi să rog membrii Comisiei de Doctorat să își expun și ei părerea a valorii acestei lucrări științifice și o invit pe doamna Țernu Eudochie pentru a spune aprecierea. Știu că are ce spune, numai am să rog să utilizăm și timpul, dar mulțumesc! Stimate domnule președinte, onorată asistență, eu nu o să vă rețin atenția foarte mult, pentru că și protocolar și etic sunt după cuvântul, după așa somități în pneumologie, care sunt în prezent aici la noi, care sunt prezenți aici în sală, de aceea și după protocol, nu am o pondere verbală prea mare. Vreau să mulțumesc și eu domnilor invitați din România și domnului Traian Mihăiescu, care fiind în doctorat erați un cumir al meu și mergeam la toate
conferințele care erau organizate de dumneavoastră și la Inspir Iași, care nu, niciodată nu, nu lipsea și dumneavoastră cu atâta interes și cu atât aport, adică mulțumesc pentru cunoștințele care le-am luat, foarte multe în perioada aceea de devenire în medic și devenire în etapa aceea de cercetare care o efectuam. Vreau, nu o să mă opresc foarte mult pe teză. Teza, deci am fost și eu recenzent la primele două etape care am minuțios, am citit-o din scoarță în scoarță, vreau să zic că în premieră la noi, în Republica Moldova, este așa o teză. În premieră nu mai există teze care să evalueze aceste două entități patologice, care din punct de vedere sunt destul de severe și care încă nu este clar care pe care agravează, care pe care o susține și care pe care o naște, da. Deci, știind, este, mă mândresc această teză și sunt recunoscătoare deoarece m-am ocupat și eu în anterior și știu etapele celea cât era de dificil de a face niște investigații, care colectarea pacienților era într-o clinică, iar examinările erau în altă clinică și care fiecare pacient era condus în altă clinică pentru a se efectua investigația. Deci acum vreau să menționez că datorită managementului corect a instituției în care activăm și posibilității care este în această instituție, a ieșit așa o lucrare de frumoasă, deci care nu era posibil la etapa aceea când am început eu activitatea mea de cercetare. Și deci asta este un lucru îmbucurător, este un lucru aplaudabil, Sfânta Treime, la etapa actuală are practic toate etapele de cercetare, de investigare, de examinare a pacientului, ceea ce este foarte îmbucurător și pentru activitatea practică și pentru activitatea științifică care s-a desfășurat în incinta acestei instituții. Așa că indiscutabil că teza este cu o valoare științifică amplă. Indiscutabil că este o valoare aplicativă practică și ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că întotdeauna aceste două nozologii, eu când citeam teza și când mă gândeam, pot să le asociez ca în regim normal ca soț-soție, și tot în regim patologic, când se destramă, deci nu știi care, care pe care, da? Dar în final, deci cum într-o familie se lucrează bidimensional, cot la cot, așa și în această nozologie, deci cot la cot, cu colegii noștri cardiologi, tot cot la cot lucrăm și noi cu patologia, pentru că ele nu pot fi dispersate. Inima, cord, nu a fost, nu e posibil de divizat. Nu e posibil, de aceea și transplantul de pulmon nu poate fi efectuat fără cord. Deci, pentru că sunt un tandem care merg în același pas. Deci, eu, la fel, consider că teza este în final cu o valoare aplicativă incontestabilă și respectă toate cerințele care sunt impuse de ANACEC pentru o lucrare științifică și am evaluat cu calitate.
calificativul excelent și te felicit pentru așa lucrare frumoasă, pentru debutul în domeniul de pentru debutul de cercetare în acest domeniu. În tandemul acesta, eu cred că după teza aceasta o să apară un șir de alte cercetări, pentru că ați deschis calea de cercetare a unei familii, a unui tandem de două nozologii, două entități, cu atât mai mult că în ultimul timp tot mai mult se apreciază că dacă cândva ele erau comune prin același factor de risc, acum tot legătura lor este mai complexă. Patologia cardiovasculară cu BPOC o mai complexă, ajungând la unele aspecte patogenetice comune acestor două nozologii. Felicitări și puteri mai departe. Mulțumesc, doamna conferențiar, doamna Eucheie, pentru susținere, pentru obiecții, sprijin, pentru toate cuvintele frumoase spuse în adresa mea și a echipei. Vă mulțumesc. Ok. Estimați colegi, cu deosebită plăcere vreau să invit la acest microfon, la această tribună și conducătorul științific, doamna profesor Natalia Capuroș, care are trăit numai puțin decât competitorul și sigur că rezultatele acestea, eu totdeauna spun că ele sunt obținute în echipă, dar contează cine este în fruntea echipei. Vă rog, doamnă profesor. Mulțumesc, președinte, mulțumesc membrii a comisiei de doctorat și dragi colegi. Vin în fața dumneavoastră cu o caracteristică pozitivă pentru Ana Popa, studentă doctorandă, care a absolvit acum doctoratul, cercetător științific. Născută în nordul Moldovei, pe meleagurile care se slăvesc cu oameni notorii și știuți în, pe tot globul pământesc ca Valentina Navornița, ca Galancia Alex Bell, așa și doamna Ana Popa a fost talentată sau este talentată și dotată cu foarte multe calități pozitive și, în primul rând, modestia care i-a permis să se afirme în specialitate. Abilitățile și calitățile de gândire analitică și clinică i-au permis dumneavoastră ca să, în lucru științific, să câștige dragostea pacienților de a fi un medic foarte bun și care ar ajuta pacientul. Calitățile de management au oferit doamnei de a fi în fruntea unei secții în spitalul nostru pentru a acumula acest lot de pacienți. Pe urmă, calitățile și abilitățile tehnice i-au permis dumneavoastră să facă prelucrarea statistică de care a dat dovadă că o poate face foarte bine. Prin urmare, vedeți că calitățile și abilitățile studentei doctorante îi pot permite continuarea acestei cariere de cercetător științific și noi, prin aceasta, notăm că ea ar putea continua această cale. Deci, se înțelege că în timpul doctoratului, ca și orice doctorant, la început sunt careva probleme, dar foarte frumos a fost că pe timpul doctoratului a născut o fetiță și a fost susținută de familie. Familia foarte mult o susține, aceasta a fost un suport, pe cât de noi știm de acum, pentru Ana Popa. O susțin și eu pentru titlul de doctor în științe medicale și cred că dumneiei va face față acestui titlu. Vreau să vă zic că este un inventator care a inventat un nebulizator utilizat în BPOC foarte bine cunoscut, așa și în ceea ce privește
lucrul ei de cercetare științifică i-a dat posibilitatea să activeze în foarte multe proiecte. Speaker la 16 prezentări la foruri clinice, internaționale și naționale i-au permis de a acapăra calități, de a ține bine cuvântul și acest moment este foarte îmbucurător. Eu cred că lucrarea care a făcut-o domnia ei, a prezentat-o, este o lucrare bine gândită, bine pregătită, mult lucrată și prin aceasta o felicit. Eu notez că lucrarea este cu o ținută științifică foarte bine făcută și este originală, are rezolvare și continuitate pentru și ceilalți cercetători, nu numai pentru ea, și, prin urmare, această lucrare este în limitele exigențelor ANACE și, prin aceasta, consider că această lucrare poate fi înaintată pentru aprobarea la ANACE. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea la această, ședință. Salut societatea academică din România în frunte cu reprezentanții din Iași, domnul profesor Traian Mihăiescu și Florin Mitu. Le acord cea mai mare, mai mari urări de sănătate și felicitări cu ocazia acestei zile importante pentru Universitatea dumneavoastră. Sper să aveți câteva minute ușoare, pline de duieșie pe meneapul moldav. Vă mulțumesc tuturora că ați fost cu noi și ne-ați susținut. Cu drag, vă rog. Deci acum o să invit pe doamna competitoare ca concluzie la tot ce s-a petrecut astăzi până a pune la vot, că așa se cuvine după protocol, și acum dumneia în două, trei propoziții, trebuie să mulțumesc la toată lumea care v-au apreciat și după aceasta membrii comisiei se pregătesc pentru vot. Votul va fi deschis. Stimați domnule președinte, domnule secretar, membri ai comisiei de doctorat, domnii recenzenți, prezenți în sală, vreau să vă mulțumesc pentru toată încrederea, pentru toată susținerea, pentru toate cuvintele frumoase, pentru tot suportul acordat pe parcursul elaborării acestei teze. Fără fiecare din dumneavoastră, această teză nu ar fi fost cu atâtea rezultate frumoase și importante. Vă mulțumesc frumos! Stimați membrii comisiei, am să vă rog foarte frumos. Deci noi avem trei opțiuni pentru vot. Rezultat pro, rezultat contra și rezultat s-a obținut. Vă rog, atenție, membrii comisiei trebuie să voteze. Cine este pentru? Vă rog să votați. Oh, mulțumim, votul este validat, pro, unanim. Felicitări. Asta este un rezultat a muncii dumneavoastră pe care v-ați străduit să convingeți toți membrii comisiei ca să fie pro. Felicitări. Acum, conform regulamentului, eu sunt obligat să citesc, să dau citire proiectului, deci obținut în continuare, trebuie să spunem. Deci, votul deschis am decis și avem 5 puncte. Proiectul de hotărâre care cu primul punct se aprobă teza de doctor în științe medicale cu tema pentru susținerea tezei de doctor în științe medicale de către doamna Anna Popa cu tema comorbidități cardiovasculare la pacienții cu troncopneumopatie obstructivă cronică în exacerbare.
Program de doctorat 321.01, boli interne, pulmonologie. Disciplina de sinteză clinică, Departamentul Medicină Internă, USMF Nicolae Testimițanu. 2. A conferit titlul științific de doctor în științe medicale absolventei doctorantului Ana Popa, program de doctorat 321.01, boli interne, pulmonologie, disciplina de sinteză clinică, Departamentul Medicină Interne, USMF Nicolae Testimițanu. 3. A atribui calificativul excelent, foarte bine, tezei de doctor în științe medicale, cu tema, dați voie să nu o repet. 4. A recomanda pentru aprobare în cadrul ședinții Consiliului Științific al Consorțiului USMF Nicolae Testimițanu și ANACEC, decizia Comisiei de Doctorat de conferire a titlului științific de doctor în științe medicale doamnei Ana Popa, în baza susținerii publice a tezii de doctor în științe medicale cu tema comorbidități cardiovasculare la pacienții cu broncopneumopatie obstructivă cronică și în exacerbare, program de doctorat 321.01, boli interne pulmonologie. Președintele, membrii comisiei de doctorat și referenții oficiali declară pe propria răspundere că nu au conflicte de interes și sau motive de protejare ale absolventei doctorantei Ana Popa. În final, mulți stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică, vă rog să aprobați încă o dată prin vot deschis această decizie pentru, contra sau obținut nus, pentru unanim. Mulțumesc foarte frumos! Declarația ședinței Consiliului Științific special, eu o consider închisă, dar înainte de asta aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru răbdarea, pentru interesul pe care l-am avut cu toții pentru această teză de o valoare deosebită, foarte importantă, și consider că ea va fi de folos tuturor medicilor și altor tineri sarvanți care se vor folosi de aceste date, și să mulțumim competitoarei, conducătorului științific și tuturor celor care au contribuit la finalizarea, de la început și până la finalizarea acestei teze. Vă mulțumesc, cu aceasta consider ședința de astăzi închisă. Mulțumesc! Da. Încă o dată? Eu oferim, mai oferim o dată. Stimate domnule președinte, onorați membri ai Comisiei de Doctorat, recenzenți oficiali, stimați colegi, prieteni, prezenți în sală, vreau să vă mulțumesc pentru susținere, recunoștință, prietenie și încredere acordată. Odată cu finalizarea acestei etape din viața mea, îmi doresc să adresez câteva cuvinte de mulțumire celor care m-au îndrumat sau mi-au acordat suportul pe parcursul acestei lucrări de doctorat. A fost un proiect științific care nu ar fi început fără suportul, sprijină și tutela Universității de Stat de Medicină și Farmacie din Republica Moldova, pentru care vreau să mulțumesc domnului Emil Ceban, rector, președintele Senatului, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar al USMP Nicolae Testimițanu. Pentru sprijinul în mod constat pe toată perioada studiilor doctorale, aduc mulțumiri domnului profesor pentru activitatea de cercetare, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar academician al Academiei de Științe din Republica Moldova, domnului Stanislav Groc. De asemenea, domnului director școală doctorală, domnului profesor, doctor habilitat în științe medicale, Lilian Șaptefrat. Profundă recunoștință domnului președinte al Comisiei de Doctorat,
domnul profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, domnul Bodruc Nicolae, și doamnei secretare al comisiei de doctorat, doamnei Talmaci Cornelia, conferențiar universitar, care m-a ghidat în ultimii pași de susținere acestei teze. În continuare doresc să-mi exprim gratitudinea față de membrii Comisiei de Susținere Publică pentru sfaturile și sugestiile oferite doamnei conferențiar Eudochia Țernă și doamnei conferențiar Natalia Caproș. Doresc să mulțumesc în mod special distinșilor referenți, domnului profesor Traian Mihăiescu, domnului profesor Mitu Florin și domnului profesor Covătanu Alexandru, pentru onoarea de a face parte din Comisia de Susținere Publică și de a recenza această teză. De asemenea, mulțumesc pentru discuții, obiecții și sugestii. Cuvinte de mulțumire aleasă prețuire și întreaga mea recunoștință se îndreaptă către conferențiarul universitar, doamna Natalia Coproș, conducătoră al acestei lucrări, pentru răbdare, sfaturi și încredere acordată. Vă mulțumesc, doamna conferențiar, pentru tot sprijinul și încrederea oferită pe parcursul anilor de studiu, pentru faptul că mi-ați oferit un model de perseverență și profesionalism. Dumneavoastră sunteți persoana care mi-a dat acea încredere că voi reuși, a știut să mă ghidați, că atunci când nu mai pot să zic că pot, a știut să găsiți partea pozitivă în momentele în care eu m-am dezamăgit și nu în ultimul rând mulțumesc că ați contribuit la formarea mea ca om și ca specialist. Vă mulțumesc! Adresez cuvinte de mulțumire Comisiei de Îndrumare, domnului profesor Matkovski Sergiu, domnului profesor Istrate Valeriu și domnului profesor Corlătean Alexandru, pentru timpul acordat și pentru recomandările oferite pe parcursul elaborării tezei de doctor care au condus la îmbunătățirea rezultatelor și a lucrării. De asemenea, adresez mulțumiri întregului colectiv de cadre didactice de la disciplina sinteză clinică condusă de domnul profesor Sergiu Matkovski, cu o echipă de specialiști de la care am avut multe de învățat, cu spirit de concurență academică, dar în același timp, gata să te ajute oricând. Vă mulțumesc pentru cunoștințele împărtășite, sprijinul științific acordat și contribuția semnificativă la formarea mea ca specialist în medicina internă. Mulțumesc tuturor colegilor din cadrul laboratorului de gerontologie, domnului profesor Negală, doamna Șori Gabriela, pentru sprijinul acordat și contribuția semnificativă la formarea mea ca specialist. De asemenea, aduc mulțumiri frumoase echipei de profesionaliști alături de care am onoarea să activez de la Spitalul Sfânta Treime în persoana domnului director, conferențiar universitar, domnului Oleg Crudu, care a contribuit și mi-a oferit toate condițiile necesare pentru desfășurarea acestui studiu. Țin să mulțumesc și domnilor vicedirectori, doamna Zavatin Galina, domnul Strajescu Gheorghe și domnul Cernelea Denis. În mod deosebit îmi exprim întreaga recunoștință și adresez mulțumiri pentru sprijinul și contribuția semnificativă la formarea mea ca specialist, pentru posibilitatea de colectare a pacienților, colegilor mei și întregului colectiv din secțiile în care am activat și activez. Doamnei Harghel Tatiana, șefa departamentului de medicină internă, domnului Lupan Mihail, șeful secției de pulmonologie, doamna Șved Svetlana, medic secția pulmonologie, mulțumesc pentru sprijin, încurajare și sfaturile acordate. Aș dori să mulțumesc și colectivelor de la Institutul de Fiziopulmonologie și Cardiologie pentru colaborare frumoasă. Doresc să mulțumesc laboratorului biochimii din cadrul Universității de Medicină pentru posibilitatea efectuării unor investigații prețioase și colaborare frumoasă. Vreau să aduc mulțumiri tuturor colegilor, medici, colegilor de la universitate, prieteni, tuturor pentru ajutor, susținere și încredere. Și nu în ultimul rând, aduc mulțumiri familiei mele. Îmi doresc să mulțumesc în mod deosebit părinților mei pentru sprijinul permanent acordat și care întotdeauna au subliniat importanța unei bune educații. Mulțumesc soțul meu și copiilor mei pentru dragoste, răbdare și încurajări oferite pe parcursul acestor ani. Mulțumesc! Felicitări! Permiteți-mi încă o dată să declar ședința de astăzi închisă.